Avem două datorii: Să evoluăm și să ne bucurăm de viață. Dar acel conflict de abandon foarte puternic m-a urmărit toată viața mea. Și, și efectiv, nu numai că m-a urmărit, dar mi-a condiționat viața. Abia când am început să mă trezești și am început să fac munca cu mine, am realizat aceste lucruri și am realizat cât de puternic este în mine acest conflict de abandon. Și dacă înțelegem viața, realizăm că toată lumea manipulează pe toată lumea. Da. Doar contează foarte mult intenția din spate. Bună, Paul! Bună, Ștefan! Îți mulțumesc de invitație. Cu Mulțumesc că ne acorzi timpul tău prețios să fii alături de noi. Oricând, pentru tine o să... <laughs> o să avem un subiect foarte interesant pe care îl iubesc foarte mult și anume crearea realității. Câteva cuvinte despre Paul. Paul este life coach, lucrează cu oameni, lucrează pe mindset, lucrează pe sănătate, lucrează pe uh, atingerea potențialului maxim al fiecăruia dintre noi. Pentru că el știe că noi suntem aici să devenim cea mai bună varianta a noastră. Așa este, Paul? Um, Așa este. Asta e celul vieții, nu? Evoluția. Da, evoluția. Uh, Paul, uh, așa cum uh, noi știm, foarte mulți oameni confundă realitatea proprie cu realitatea absolută. Ai vrea să ne povestești puțin uh, despre cum se creează realitatea? Da. Uh, tot trăim, de fapt, adevărul personal, adevărul propriu. Și majoritatea oamenilor, uh, mai ales. Uh, la nivelul de conștiință la care nu au ajuns să se trezească spiritual, încât să ajungă pe această cale a evoluției despre care am vorbit mai înainte, ei confundă total și se identifică total cu adevărul lor. Și ei cred, chiar, ei cred, ca, crea, chiar cred cu adevărat, că dețin adevărul absolut. Și uh, acel lucru este cel mai bine și că uh, n ai zis mulți oameni spunând. Dacă ar fi toți oamenii ca mine, am avea o altă lume. <gătări> da, așa este. E mai, mai da. tare faze pe care le aud tot timpul, uh, dar nimeni nu deține. Am eu un desen în cursurile mele, mai ales în cursul bazele de decările holistice. Uh, este un elefant, în jurul lui sunt patru orbi, nu patru, șase orbi. Fiecare prinde sau atinge o anumită parte a elefantului. Unul atinge coada, altul atinge uh, fildeșul, uh, cordul, uh, altul atinge piciorul, altul corpul. Și atunci, uh, cel care atinge, de exemplu, îi atinge piciorul, uh, zice, băi, este e un stil. Cel care atinge coada, zice, e, asta e asta funie. Cel care atinge corpul, zice, băi, este un zid. Uh, cel cu uh, fildeșul, zice, băi, asta e un ac, un ce știu, ceva care îl punge. Sau un șac, de exemplu. Da. Exact asta suntem și noi. Suntem exact ca și orbii ăia, doar că noi nu observăm acest lucru, nici că nu realizăm acest lucru. De unde pornește să avem fiecare acest adevăr propriu cu care ne identificăm? Păi pornește deja din primul moment în care apare acest ovul secundat, de fapt cu mult înainte dacă încep să vorbesc despre asta. și anume, în momentul în care se fecundează acel ovul, tu, ca, și prima, ca și, primul moment al existenței, deja conții toate traumele, conflictele, suferințele, problemele străbunilor tăi. Minimul 70 generații de, de străbuni îș, își, stochează suferințe și îți duc mai departe suferințele prin tine. După care, foarte important este această perioadă de sarcină, care începe de fapt de la cu nouă luni înainte de sarcină și se continuă până când se naște copilul. În toată această perioadă, copilul ce zice? Mama și tata sunt Dumnezei mei. Ei mi-au dat viață, ei m-au creat. Dacă mama moare sau tata moare, mai ales mama, eu mor, că sunt în la mama. Și atunci ce face? Ești mechea de primul moment. Pentru că toată viața, toată realitatea asta, în toată realitatea asta este vorba de manipulare. Toată lumea manipulează pe fiecare. O să vedem <laughs> imediat. Uh, și copilul deja zice, wow, hai să iau de la mama, de la tata, uh, să descarc toate. Traumele lor, toate, toate conflictele, toate problemele din psihicul mamei, toată tensiunea din psihicul mamei, o descarc. De ce? Ca să-i liberez psihicul mamei. Ca în problemele ei, beată de cap, merge pe stradă o calcă mașina. Și atunci, murim amândoi. Mai bine descarc și înregistrez în mine ca și program acel lucru, acea traumă, decât să murim amândoi în acel moment. Și asta face pe parcursul acelor 9 luni. Poate e interesantă, că nici măcar după naștere acest proces nu se oprește. Copilul fiind tot atașat, mama fiind celul universului, este atașat total de mama și până pe vreo 10 ani, chiar dacă s-a tăiat cu domnul această conexiune energetică rămâne. Și orice va păți mama, copilul va descărca. Așa se explică când copilul se în instantaneu. Am avut o situație când mama era în America, copilul nu avut nicio legătură cu copilul, a avut un șoc în America, copilul s-a îmbolnăvit instantaneu. Când a vorbit cu mine și a dat seama că am lucrat pe conflict, puf, copilul a început să se vinde și instantaneu. O chestie interesantă este că uneori, când e masa conflictuală foarte mare pe care o descarcă copilul timpul sarcinii, nu mai stochează ca și program, ci începe, ci o, 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 somatizează. Așa te explică, de exemplu, copiii care se nasc cu malformații sau cu boli foarte grave. Că întreabă foarte mult oameni, dar ce conflicte își poate face un copil mic care nici nu știe ce-i viața? Păi zici, prea luat. Exact. El nu a făcut decât să prea trauma mamei din tipul sacei și a somatizat-o. Și așa a, -a cu mai formații sau cu diverse boli grave. De asemenea, în continuare, copilul la vârstă mică nu poate să-și facă multe conflicte pentru că el nu, încă nu e super întărit, încă nu s-a dezvoltat. Dar sunt unele conflicte, abandon, separare de mama și le face și el. În rest, foarte multe conflicte, foarte multe boli pe care le fac copiii sunt preluat de la mama, mai ales de la mama. Uh, și atunci, ce mai contribuie în realitatea noastră uh, proprie, în adevărul nostru interior? Mai contribuie experiența noastră de viață, adică uh, toate uh, evenimentele de viață au impact asupra noastră. Dacă uh, se transformă acel eveniment într-o traumă, într-un șoc, se stochează, uh, de acolo vin învățături, vin traume, uh, vin convingeri, Astea toate, în urma experiențelor de viață, se acumulează o grămadă de lucruri, de, de, de convingeri și învățători. Mai vin după aia profesorii și învățătorii. Mama ce spune? Ai grijă. Acolo medicul, acolo e învățător, acolo profesorul, acolo uh, domnul părinte, acolo polițistul. Ăștia tot sunt autoritate. Prima autoritate, de fapt, care este? Mama și tata. Și atunci mi se bagă în căpșor o grămadă de informații, de exemplu, de mici copil, când mama spune, vezi să nu ieși afară fără geacă că o să răcești, vezi că viața e grea vezi că banii se fac foarte greu și că banul e ochiul dracului și o grămadă de lucruri, tot vorbim de abundență, nu? Ne bagă în cap lucrurile astea, ele, părinții noștri le știu foarte multe lucruri le știu tot așa preluate de la străbunirea, deci la nivel teoretic, nu au experiența practică, foarte multe lucruri învățate de noi nu sunt transpuse în practică. Asta e cel mai grav, pentru că e cel mai bun criteriu după care să ne luăm. Experiența directă. Da. Vin învățătorii. Ne bagă în căpșor o grămadă de teorii, care după aia ce se întâmplă? Învățătorul, profesorul, medicul, știința, domnul părinte, mama, tata, ăștia toți sunt autoritate. Care-i faza cu autoritatea? Când ai de a face cu autoritate, deja, la nivel subconștient, tu ești beta, el e alfa. Ce face, alfa, ce face Beta față la alfa? Pleacă capul, orice informații de uh, autoritatea va băga frumos la căpșor fără să, fără să mai discerne cu bariera discernmentului coborâtă. Și atunci mi se umple căpșorul de o grămadă de informații uh, care nu au nicio bază, am vrut să zic nicio bază legală, <laughs> uh. <laughs> au nicio bază și... Asta înseamnă adevărul nostru interior. Este bazat foarte, foarte mult pe el, lângă experiențele și traumele pe care le, avem primite, pe foarte multe informație fără experiența directă. Și ajungem să luptăm până la moarte pentru adevărul nostru propriu. Cu niște programe care de fapt nu ne aparțin. Exact. Îți spun aici în față o șase și încep să lupt cu tine până la moarte ca să demonstrezi că asta șase. Dar tu vezi că nouă. No, da. Pau, dar asta e nouă. Nu mă interesează. E șase, ai înțeles? Și luptăm. În loc să mă duc acolo lângă tine, să te iau frumos de mânuță, te iau așa pretenește și ne uităm împreună. Wow, chiar e nouă. Hi, Ștefan, ia din coace. asta ăsta e șase. Ai de capul meu. În momentul ăsta am dispărat lupta. Da. A dispărat lupta, am, am avea amândoi de învățat și ne-am lărgit orizontul amândoi. Dar nu se vrea asta. Da. Toată societatea este bazată pe luptă, este bazată pe competiție, pe comparație. Nicăieri în natură nu vedem așa ceva. Doar în societatea umană există așa ceva. Nicăieri în natură. Asta ar trebui să observăm. Doamne, mintea umană, frici, o grămadă de frici, o grămadă de îngrijorări. Cât la sută din îngrijorările tale s-au întâmplat? S-au devenit? Cu la sută, Maximum. maximum. Sunt, sunt Dar este bine să stăm acolo în teisiune, nu? Da. Aproape, așa -i? Așa este. Uite, vreau să împărtășesc cu tine un aspect al uh, vieții. Când vine vorba de abundență sunt foarte mulți care își doresc să fie abundent, să fie bogați, să trăiască viața diferit. Și ai auzit acele exemple în care unii oameni ajung să aibă abundență și dintr-o dată pierd tot. Ai auzit și se repetă. Au făcut și era pentru și au făcut și era au făcut. Ce se întâmplă? Când tu te străduiești foarte mult cu mintea conștientă exact. să faci anumite lucruri, exact. tu reușești într-un fel sau altul, să ajungi, să atingi acele obiective, să ai acea abundență pe care tu ți-ai dorit-o. Însă, dacă nu ai avut capacitatea să lucrezi cu mintea subconștientă, care azi decide în proporția de 90%, realitatea te va atrage, este o limitare, este un program subconștient care spune că tu nu mergi, că tu nu poți, că sunt foarte multe programe limitative când vine vorba de abundență și ai avut succes, însă, programul tău este de sărăcie. La un moment dat, am o să mai uh, puțin, este posibil să pierzi totul. Este la fel ca și cei care câștigă la loto exact. și cei mai mulți pierd toți banii în următoarele șase luni, un an, doi ani de zile. Pentru că psihic, ei nu sunt pregătiți, psihicii sunt la un alt nivel și întotdeauna subconștientul îi va aduce și pe plan fizic la da. la care sunt pe plan psihic. Dacă ai reușit și prin psihic să faci abundență, dacă nu ai gestionat după aia și mental și emoțional și uh, la nivel de suflet aceste lucruri, vei pierde tot vorba ta. Da. Uh, ceea ce înțeleg eu de la tine uh, este faptul că noi avem liber arbitru, însă un liber arbitru care este condiționat de anumite programe, nu? Eu zic tot timpul că liberul nostru arbitru, chiar dacă credem că avem liber arbitru, este undeva la maxim 5%. Dar credem că 5% poate să suficient. Este extraordinar de mult, 5%. Pot să schimbi viața total cu cei 5%. Pentru că ce se întâmplă? Noi suntem într-un Matrix, așa Matrixul se mișcă. Fiecare mișcare de-a ta uh, influențează tot Matrixul. Tu nu poți să iei, uh, să faci o mișcare într-o anumită direcție fără să implice tot Matrixul. Este de fapt o co-creare. Noi co-creăm realitatea. Exact. Uh, Însă în cele mai multe dintre momente este cocreat într-un nivel de inconștiență sau într-un mod în care noi de fapt nu realizăm care este impactul pe care îl avem asupra mediului înconjurător, asupra mediului în care noi creăm realitatea. De ce? Pentru că foarte multe ori facem toate aceste lucruri pe pilot automat. Exact. Uh... Atunci, spune. Da, ce, ce sunt eu interesat să aflu de la tine? Este despre ce ar putea să facă un om de rând ca să aibă mai multă influență asupra modului cum el își creează realitatea, indiferent de dacă vine vorba de sănătate, de abundență, de relații, de, de emoții, tot ce înseamnă partea asta de existență a noastră aici pe pământ, ce ar putea să facă oamenii? În primul rând, avem nevoie de o trezire. Să afli, să să intri pe căutarea a cine ești tu cu adevărat. Și atunci, această, în această uh, schimbare de paradigmă, tu, de fapt, devii acel creator despre care vorbim noi. Uh, acest creator deja are, el deja are acei 5%. Uh, de conștiență nu? De... Nu de conștiință, 5% de liber arbitru. Liber arbitru, da. Ceilalți, îs pe pilot automat, cum ai zis, ei sunt niște roboți biologici care doar se supun trecutului lor. Și atunci, pentru a schimba uh, prezentul și viitorul, tu ai nevoie, în primul rând, să faci ordine în trecut. Pentru că, în primul rând, clanul tău, uh, străbunii tăi, sunt o energie atât de puternică care te, tra te trage în jos. De exemplu, vorbea de abundență, uh, chiar acum am avut la terapie eu, pe cineva uh, care zicea am avut abundență extraordinar de mare și de acum doi ani, buf, acum Brut brus. ceva s-a întâmplat. Ok, uh, cum a fost neamurile tale? Părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii tăi au avut abundență, toți au fost săraci. Ce se întâmplă? Noi avem acea fidelitate față de clan. Că atunci, ca și cum ar veni clan din spate și wow. zice, Alo, Când ce? Alo, ce cu abundența este? asta? Vezi, vezi că din fidelitate, Și tu te, te simți de că ești diferit? La nivel subconștient. De la nivel subconștient. doctorul se decurge la nivel subconștient. Ce se întâmplă, Aro? Cum adică îți permiți tu să ai aici adita mai abundență când noi am trăit, am muncit pe brânci ca să avem aici, ca să ne ducem viața de zi cu zi și să trăim de la o zi la alta? Și atunci, la un moment dat, la o anumită ciclicitate, tu dacă n-ai înțeles filmul despre care am vorbit la început, că ce înseamnă adevărul tău și ce se ce conții tu de fapt, la un moment dat te va lovi această energie a planului. Și explicăm puțin, Paul, cum facem noi această rescriere la nivel de subconștient, pentru că experiența mea de până acum cu ceea ce sunt eu m-a dus într-un punct. Și punctul acela este similar cu ceea ce ne povestești tu. Și anume, dacă vrei să-ți transformi viața, îți transformi relația pe care tu o ai cu trecutul, pe care tu o ai cu mintea subconștientă. Secretele universului și ale vieții aici se află. Pentru înțelegerea universului e nevoie de o înțelegere a ta, pentru că universul se află în tine, nu se află doar în exteriorul tău. El se află și în interiorul tău. Universul cel pe care noi îl translatăm în exterior și îl vedem prin propriile, să spunem așa, percepții, nu este decât o reflexie a ceea ce este noi pe interior, așa că. Cheia tuturor lucrurilor și cheia învățării, cheia cunoașterii se află în fiecare dintre noi. Uh, cum crezi tu că putem să rescriem uh, această putere colosală a subconștientului care creează în mare parte din ceea ce vedem noi în jurul nostru? Uh, viața noastră de zi cu zi nu este altceva când. Uh când nu ești prezent, nu ești conștient, nu ești detașat și nu iei uh, decizii conștiente. Uh, viața noastră de zi cu zi înseamnă, de fapt, o redare ciclică a adevărului nostru interior despre care am vorbit mai înainte. Mai ales perioada de sarcină. 90% din problemele noastre de viață și de sănătate pornesc din această perioadă de sarcină. Plus mai vin problemele străbunilor care vin ca o avalanșă și îți creează ție realitatea îți creează situații, efectiv, reușește să, crești, să creezi de situații în viața ta în care tu să simți în modul în care ei simțeau înainte. A să să retrăiești re conflictele lor. De ce? Pentru evoluția ta. De ce? Ca să evoluezi, ca să înțelegi că ai de -a învățat anumite lecții, ca să înțelegi că astea nu sunt ale tale, să înțelegi că straumele lor, să le onorezi, să -i iubești și să-i onorezi și să mergi mai departe pe calea ta. Dar pentru asta ai nevoie de muncă-muncă cu tine și multă înțelegere și să ajungi acolo încât să înțelegi aceste lucruri și să faci pace cu trecutul, să faci pace cu copilul interior care a suferit, chiar dacă uneori nici măcar nu realizăm că avem suferință, adică că acel copil interior a suferit, el se află într-o suferință extremă, să spun cazul meu personal, Uh, în momentul în care maică mai avea șase luni de sarcină s-a de, despărțit de taică meu, a plecat, era la București, a plecat înapoi la uh, salonul lângă Radia, uh, deja eu am avut abandonul pe care l-a simțit mama, pentru că s-a descărcat în mine. Programul s-a descărcat la nivel exact, de știent Exact. După care, la un an jumate, mama mea ca să-și facă viața, uh, era o fetișcană vorba de tânără, nu, nu puteam să am pretenția să rămână singură doar pentru da. mare pe mine, m-a plasat la bunici. La bunici am avut o viață extraordinar de frumoasă, mă iubeau, nu aveau treabă cu mine, mă suiam în cap la ei, între ghilimele mă în cap la ei, făceam tot, eram rege. Și totuși, ce-a zis acolo sufletul meu? Mama, mama, mama. Atunci nu știam că sufăr, eram super ok. Dar acel conflict de abandon foarte puternic m-a urmărit toată viața mea. Și, a, și efectiv nu m-a urmărit dar mi-a condiționat viața abia când am început să mă trezesc, și am început să fac munca cu mine am realizat aceste lucruri și am realizat cât de puternic este în mine acest conflict de abandon și am lucrat atât de mult în ultimii 10 ani și încă și acum mai am puțin din el după 10 ani de muncă deci atâta de puternic este și multe din conflictele și traumele noastre nici măcar nu realizăm că au fost traume de aia zic că trebuie să fim foarte vigilenți și foarte atenți la lucrurile astea și nu se ascunde. Foarte mulți oameni ce fac? Paul, lasă-mă în pace că abia am reușit să uit lucrurile astea, că sufă dacă mi le aduce aminte, nu mi le mai aduc aminte. Ce face? Le ascunde preș. Și ele lucrează Exact. în mod, mod care care nici care care nici poți vedea. Exact. Da. Și atunci, care este partea bună? Să le iei, să scormonești, să lucrezi cu ele, să faci pace cu ele, să faci pace cu acel copil interior. Până când nu mai ai ce să mai rezolvi. Un filmuleț despre autoimnoza copilului interior. Este un, este un filmuleț extraordinar de Dalai de, de, uh, no. în care dacă îl faci seară de seară să scrii, dar, scrie, îți pun acolo în cele 5 minute exact cum se face, uh, efectiv reușești să uh, eliberezi din tine acel copil uh, suferind și să-l înlocuiești cu unul care este în pace. Și atunci o să, vezi, o să vezi transformări reale în viața ta de zi cu zi, nu doar la nivel interior, ci și la nivel exterior se schimbă lucrurile. Se schimbă oamenii în jurul tău, se schimbă relația ta cu partenerul, se schimbă lucruri la nivel fizic. O să plece din realitatea ta oameni care nu-și avea locul acolo. <laughs> Pentru că tu deja ești un alt om și vei atrage, vei proiecta, de fapt, în viața ta alți oameni la un alt nivel, la nivelul la care ești acum. Foarte, foarte frumos. Cum ar fi să trăim o viață în care toți cei care ne încojoară sunt părinții, frații, soții, copiii noștri, în care nu mai există o categorisire, știi, uh, relații care să ne ține pe noi blocați în diverse suferințe și în care să devenim toți unul. Ah, M-am mai blocat. Uh, cumva, în, eu cred că în sufletul nostru de fapt asta căutăm. Căutăm să nu mai găsim motive să fim blocați în trecut, căutăm să nu mai găsim motive să născocim ceva, să răscolim ceva ce nu ne mai servește, să facem pace cu tot ce a existat, pentru că acele lucruri au făcut parte din noi, însă în acest moment noi decidem ca singurul adevăr care există să fim noi, cu ceea ce suntem acum, să acceptăm tot ceea ce noi personal sau cei care ne-au adus aici au experimentat și să primim viața ca pe cea mai mare bucurie a Universului și să o trăim efectiv prin energia lui Dumnezeu. Da, asta ar fi ideal. Asta ar fi ideal și încet, încet încolo ne îndreptăm, pentru că exact cum am la început, sensul ultim al vieții este evoluția. De-aia Dumnezeu a creat acest matrix al suferinței, pentru că prin suferință Suferința este cel mai mare catalizator al trezirii. Suferim, suferim, suferim până la un moment dat, se sparge acea carpacea lui. Și atunci realizăm exact ce a zis, ce a zis uh, Ed Catole, suferința este necesară până când realizăm că nu este necesară. Da, până când realizez că este de fapt o luptă cu tine însuți, că nimic din acele programe este care te urmează nu, nu ți aparțin, ele sunt parte din tine doar pentru că sunt parte din codul care creează viața, însă tu te trezești, cum ai zis și tu, aprizi lumina în camera în care tu te afli, te uiți peste tot și descoperi că, de fapt, toate acele fațetele realității, unele servesc, altele nu servesc. Tu te uiți la ele, nu le judeci, îți iei ce te poate aduce pe tine la următorul nivel și te bucuri că ai venit în acest corp, în această experiență pentru că este unică, irepetabilă și singurul motiv adevărat pentru care noi suntem aici este să trăim prin ființa Dumnezeu și în bucurie, în prezent. Asta zicea și Oșo. Avem două datorii: Să evoluăm și să ne bucurăm de viață. Iar aici intră și abundența. Da. Uh, exact vorbeam la început despre manipulare. Copilul de mic manipulează când, de exemplu, începe și descoperă plânsul, nu? Și ce observă? Măi, eu când plâng, am atenție de la mama. Și atunci începe, a, mama vine repede, opa, opa, uite ce, ce funcționează. Și de câte ori vrea ceva, nu, de câte ori are caca, nu știu ce, îi sete, îi foame, nu știu ce, a, plânge. Ce face mama? Rapid, rapid să vină să vadă. Și Observă că plângând îi atrage atenția lui mamei, nu? Viața merge mai departe și, dacă înțelegem viața, realizăm că toată lumea manipulează pe toată lumea. Da. Doar contează foarte mult intenția din spate. Unii au diverse intenții. Da. Unii au diverse intenții, alții alte intenții. E, este foarte interes interesant ce spui. Pentru că. Când spui că de fapt toată lumea manipulează de pe toată lumea, este mai mult sau mai puțin adevărat în mare parte dintre cazuri. Însă ceea ce face diferența este care este intenția din spate. Păi asta fiu, da? Este exact, exact. Este foarte, da. foarte profund de ce exact. că tu Știi. poți să ai intenția să nu știu Eu să te să, te vinde. să te da, să te vinde că... sau să, să te omori. Și atâta tată bureesc, adică terorist, da, atâtea te idei, da, atâta te da, ideasc, da, da. da. Încât tu te wow, vindeci. Wow, 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 da. Wow. Să eu, vinde. eu te manipulez să te manipulez. trezești. Da, să te în adevăr. Fii atent. Și ce de unde vindezi. vine termenul de manipulare? Înseamnă a da putere. Wow. A da putere, Asta a fost destul de greșit înțeles de ce? Pentru că se crede că cei care manipulează au putere, însă nu este un lucru rău dacă tu ai putere și folosești acea putere constructiv, că de fapt despre asta este vorba. Puterea pe care noi o avem este una infinită, doar că foarte mulți dintre noi nu realizăm cât de infinită este. Și dacă tu folosești acea putere, putem este infinit. Și noi folosim acea putere, manipulare între ghilimele, ca să te trezim, ca să ne trezim și să trăim în adevăr, și să ne uităm la minciunile existenței și la minciunile, acele minciunele mici care fac minciunele mari și duc la minciuni gogonate, cum ar arăta viața asta? Și de multe ori oamenii se simt manipulați și reacționează la faptul că le spui adevărul, la faptul că îți dorești ca ei să trăiască sincer și să trăiască autentic. Da, frumoasă. Frumoasă decât să se spună adevăr este și cred că asta este, de fapt, cea mai mare provo provocare a umanității în acest moment. Eu, cum o văd și în experiențele pe care eu le am pe această planetă, cea mai mare provocare este să trăim în adevăr. Și aici mă refer uh, nu la acel adevăr absolut neapărat, că, ok, poate pentru mulți este destul de provocator să înțelegi complexitatea creării realității, dar adevărul tău, că de aici, adevărul absolut, este, de fapt. Adevărul tău interior, adevărul, este foarte simplu. Tu când în adevăr, nu mai ai nevoie să minți, nu mai ai nevoie să te prefaci, nu mai ai nevoie să ai măști, nu mai ai nevoie să spui lucruri pe care tu le simți, nu mai ai nevoie să fii plăcut doar ca să dea bine. Exact, exact, foarte frumos ai spus. Majoritatea oamenilor, una dintre mele greșeli este că vorbeam la început de adevărul interior se identifică total și cred că ei dețin adevărul absolut. Și știu că asta este calea. Uh, și atunci ei fac tot posibilul. Uh, cel mai grav este că toți cei care nu îmbrâncesc calea ta, îi ruin, îi vorbești, îți face reclamă, de exemplu, haideți la mine că eu vă prezint adevărul, celălalt, celălalt vă spune minciuni, vă manipulează, vă... Uh, în fine, multe alte lucruri. Nu vreau să mai dau nici nume și nici detalii, doar ca să, să, să determin omul să vină la tine pentru că tu le, le, le prezint adevărul. Dar tu, între, în același timp, ce faci? E super brocat în adevărul tău, crezi că deții adevărul și e foarte, foarte rigid în convingerile tale. Cel mai grav e când acea persoană are ze, mii sau zeci de mii de urmăritori, followers. Și uh, e ce fac? E, wow! Persoana este autoritate pentru mine, orice spune mă închin în fața ei. Nu, nimeni nu deține adevărul. Adevărul se creează de fiecare în parte și adevărul, de fapt, e este a, a, a. ce am descoperit despre adevărul este faptul că este acea conexiune autentică cu tine, este acea uh, intuiție pe care tu o simți cu privire la percepția asupra propriei realități și știi, tu știi când ești în adevăr. Știi că poți să te uiți în ochii celuilalt, știi că nu stremură vocea, nu stremură corpul, nu stremură sufletul, nu stremură absolut nimic. Ești acolo, ești prezent, te uiți în ochii lui și vezi sufletul. Și ai curaj să-i spui, uite, eu așa văd lucrurile. Exact. Și cel mai mult contează în orice activitate ai face, ai avea, să o faci din iubire de oameni. Orice afacere, de exemplu, în te implice în orice afacere, să nu o faci pentru bani, să o faci din iubire de oameni, să o faci din plăcerea ta, din faptul că găsești bucurie, în, de exemplu, cum e cazul meu, uh, când omul se vindecă, sau și la taberele mele, când îi văd total transformat cu o viață total diferită, plâng, deci în ultima zi eu plâng împreună cu ei, Paul, mi-am transformat viața, sunt un alt om, este incredibil. Și sunt niște transformări care nu sunt transformări de moment. Sunt transformări cu care omul va merge mai departe de toată viața. Deci eu plâng, efectiv plâng de bucurie. Crede-mă, niciun ban nu poate să rugată acel lucru. Da. Și în momentul ăla, atunci deja Dumnezeu te va răspăti și prin abundență. Când nu pui banul sau manipularea josnică pe primul loc. Foarte mulți oameni înțeleg destul de greșit puterea... Banii lor sunt energie uh, și atunci când întreprind anumite lucruri se gândesc, ok, cum pot să câștig mai mulți bani fără să se gândească la care sunt consecințele, la care ei supun mediul conjurător pentru banii pe care ei câștigă. Ideea cu banii este foarte simplă. Atunci când tu dai foarte multă valoare celorlalți și într-adevăr ești alături de ei în procesul de a crește, în care ei evoluează, banii se întorc natural către tine. E cel mai frumos și curat mod de a crea abundență, dând valoare celorlalți, însă o valoare cu care tu ești, să spunem așa, împăcat păcat că vine dintr-un adevăr. Exact. Am obicei să spun, am un detaliu legat de Uh, schimbul ăsta de a uh, da și a primi. Atunci când dai cuiva, uh, tu să nu să că dai acelei unei persoane, să socotești că dai Universului. Pentru că Universul îți va în da înapoi, poate nu prin persoana aia, uh, poate între ghilimele, acea persoană îți trage țeapă, între da. ghilimele. Dar Universul știe că tu i-ai dat, că tu ai dat Universului și îți va da prin altă parte. Tocmai din cauza asta, în momentul în care înțelegi acest lucru, deja dispare acel am primit cheapă. Dispare. Da. Pentru că tu înseamnă că ai dat acelei persoane, dar ai dat Universului și asta este. Nu vei mai primi de la persoana respectivă, vei primi din altă parte. Și credem că dacă înțelegi legea asta a Universului, uh, între a da și a primi, de echilibru între a da și a primi, totul se întoarce în 10 câte timp. Exact. Paul, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru sfaturi, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești aici să dai valoare umanității și acum în încheiere un singur lucru pe care ți-ai dorit să-l împărtășești cu oamenii, un lucru care crezi tu că le-ar putea transforma viața dacă ei îl au și aplică, bineînțeles. Uh, cel mai important lucru în viață uh, și cel mai puternic instrument de evoluție, de vindecare este starea de prezență. Starea de prezență. Celelalte lucruri vin, dar în momentul în care tu începi să fii vigilent, tu începi să te observi, începi să-ți observi gândurile, emoțiile, trăirile tale. În momentul ăla ceva se schimbă în realitatea ta cuantică. În momentul ăla, de exemplu, de detașare, dacă ai o traumă, vine, vine nu o traumă, ai un eveniment de viață, ai un eveniment care vine și uh, uh, în condiții normale ar fi traumatizant. Dacă ești în stare de prezență și în detașare și observare, el de fapt uh, parcă curge pe lângă tine. Da. deja nu mai are legătură cu tine pentru că tu, tu, tu te observi, ești în stare de prezență deci e cel mai puternic instrument și recomand tuturor să folosească această stare de prezență bineînțeles că la început e foarte greu dar cu timpul, de exemplu, vă recomand cărțile Cartea Prezen Puterea Prezentului și un Pământ Nou de Eschatol mie mi-a schimbat viața partea interesantă în, în viață este că noi trebuie să repetăm lucrurile pentru că hai să fim realiști, de 100 de ani încoace, ni se bagă tot felul de... Uh, tot felul de informații, mai ales legate de sănătate, care nu sunt tocmai reale și tocmai corecte. Dar ce ai nevoie să cercetăm și să experimentăm exact. propria noastră conștiință? Trebuie știu. să deschizi ochii, să mergi în stânga și în dreapta, să vezi și alte surse decât, decât autoritatea, pentru că nu întotdeauna autoritatea îți dă cea mai bună informație, iar, iar informația pe care o afli după aia, Uh, aia ți-am o repezi de multe, multe ori. Pe, e ca și mersul pe arbă, nu? Când mergi odată pe arbă, nu rămâne nimic. Se șterge cu timpul. Dar când mergi de zeci de ori în același loc, va rămâne o urmă. O cărare. O cărare. O cărare. Și -a atunci, -a. exact la fel, repetă informațiile importante care crezi că uh, îți valoros pentru și îți, îți schimbă viața. La fel ca și cu cartea prezentului, eu le am citit de 10-12 ore am în două cărțile. No. Și chiar mi-au schimbat percepțiile, m-au adus în multă stare de prezență, care m-a ajutat foarte mult în evoluția mea și în ceea ce sunt acum. Mulțumim pentru împărtășiri, Paul, mulțumim pentru ceea ce ești și să faci ceea ce faci și acum. Și de tu la că tu la <gătări> bună. Nici de tine nu mă <gătări> <gătări> Mulțumesc pentru, pentru vizită, mulțumesc pentru timpul tău și oamenii te pot găsi pe Facebook, pe Instagram, Paul Costea, Paul Costea. page, pe site-ul meu paulpostea.ro Pentru cei care își doresc terapii, 3. care doresc să mai la workshop, unde care, În primul rând avem nevoie de informație. Eu ofer informații prin cursurile mele. După care avem nevoie de a pune în practică, tocmai de cauza a făcut și taberele, pentru că v a spus, nu avem experiența directă. Deci da. avem nevoie de a pune în practică și informații. Când se exerceze. da și cine nu se descurcă în drumul spre vindecare, țin și consultați unul la unul, care de multe ori, de fapt multe ori, au rezultate deja de la prima ședință. Da, de acord cu tine și eu am făcut și, într-adevăr, valoarea este exponențială. să de mult după o terapie, da. nu? Da, este. Mulțumesc, Paul, și s au numai de bine.